Deci... Deci, fiecare băiat pe rând, unul câte unul, în patru labe, pe scări, până în partea aia, altă la fete. Și acolo jos, pe scări, aveți o surpriză. Vă povestește, Alex. În patru labe. Nu mă interesează, nu comentați nimic. Nu! Tu trebuie să mergi în patru labe, pe mine nu mă interesează. Să mergi în patru labe? Da, în mânci, în picioare, te duci până în partea aia. A, în patru labe, nu? Da! Hai, mă, Roberta! Nu, Roberta, te-ar tălut! Mă lasă în pace. Dimă că am înțeles. Mă lasă în pace, opriște-te. Gata, okay. Merg în patru labe. Păi gata, gata. În genunchi. Nu, patru labe. În patru labe. A zis patru labe. Nu există. Merg în patru labe, uite. Așa mergi. Uite așa, da, hai, așa da, acolo, Alex. Băi, Alex, așa și da. Acolo ți-i spre ce, cum vrea Alex, da, merg. Altă nu. Eu așa ce să faci? Hai. Dar pe rând, nu, unul câte unul. Hai, George are pedeapsă cu cineva. George! Dar de când inventați voi pedepse? Ai pedeapsă cu Andreea. De ce? Nu poți să-mi dai altă pedeapsă. E pedeapsa ei, George. Ai, pedeapsa. Să faci un dans cu Andreea, dar nu dans din ăsta. Stai să-ți arăt. Un dans din ăsta. Vreau să fie arăt eu lui. Nu, stai mă, că nu mă apropii de ea. Uite, așa trebuie să stați, romantic. Dar înțelege, romantic, romantic, înțelegi? Nu trebuie. Apropiat. Nu trebuie, Alexandra, nu trebuie din asta. Uite, vezi? Da. Da, frumos. Haide. Producția, puneți-o melodie. Eu apropiat, dar nu apropiat. Chiar nu-mi face plăcere. Dar nu mă interesează dacă îți place sau nu-ți place.
Hai că bravo! Ați dansat de acasă! Care râdem așa? Se prăpădește așa de noi, mereu. Dar știu eu cine-i. Da, și în camera roșie, vai, ce... Hai mă, că mi-ați luat loc, hai că stăm aici. Deci că ești pinguin. L-am prins în prima, le-au la mine, că e trofeu. Focă! Ciao! Bună, doar tu? Bine, nu știu. Spune, te rog. Nu, vine și Mariana. Trebuie să fie foarte caldă, trebuie Mariana. Să... Mariana! Îți zic eu, știu, dar nu vin, îți zic când îmi amintesc cum se cheamă. Plec eu. Face bun acolo? Top. Unde pui? Top. Numai acolo mănânc. Bună. Bună. Să vă pup, să nu vă pup, nu știu, nici nu ce trebuie să fac. Păi, nu știu, tu știu. Dau mâna cu voi atunci. Bună. Încă una și când așa trece. Nu e aici. Păi e, a plecat. E, eu am venit. Dar a plecat, degeaba cu vii. Cu cine mai vii? A plecat cu altul. A, dar nu e vorba de obișnuință. Stai niște, că nu am nicio probleme cu comunicarea sau cu ceva de genul. Dar nu suport, adică nu suport. Nu sunt genul de persoană în care să văd că cineva se bagă în discuții. Din ce, din ce spun așa. Eu, poate din greșeală spun altceva, tu începi să ajungi altcineva. Adică, nu știu, se exagerează foarte mult din punctul meu de vedere. Hai să zic o chestie. Toți am fost așa ca și tine. Și eu am fost ca și tine și am zis că nu pot să... Eu sunt. Poftim? Eu sunt ca și tine. Da. Referitor la subiectul ăsta pe care l-am adoptat adineori. Da, ți-am zis că nu mă deranjează și... Păi și bun, tu n-ai vrea să cunoști pe nimeni exact în această casă. Exact ce ai spus când am vorbit pe cameră, când ai vorbit cu ea și atât. Ea pentru asta a venit. Ea a venit să-și caute aici pe cine... Ok. Da, dar ea e un pic, e o diferență, știi? Ea a venit aici să-și caute o persoană, a stat cu o persoană dragă ei, din casă, nu? Dar ea vrea aici să fie oarecum totul flower power și să fie pace la modul ăsta. Nu așa vrei, nu? Mihaela, părerea mea, știi care e? Îți zic simplu. Noroc cu mine, să te că întreb... mai reveselesc puțin situația. Auzi? De fiecare. Mihaela, să te îndrepti către un băiat și să încerci să porți cu el mai multe discuții. Mai... Probabil adică, trebuie să aibă și da, pentru nu, cine să facă asta. Asta zic. Dar, Maris, nu ai cum să te îndrepti spre un băiat dacă tu nu-l cunoști. Dacă nu vrei să-l cunoști. Bun, ok, înțeleg ce zici, dar ea, spre exemplu, aici variantele ei sunt limitate. Înțelegi? Îmi place să fiu un bărbat dorit, dar la momentul ăsta mi-a plăcut să fiu dorit doar de tine. Ce și sper să rămâi așa, George, că la... dacă nu stai picioare. Și eu la rândul meu te doresc doar pe tine. Doamne adică ajută! Sentimentul este reciproc. Îmi place ce vrei să facem pe parcurs, îmi place că vrei să fii o mamă tânără, că te gândești la o familie. Mie-mi plac foarte mult copiii. Adică... Asta am spus-o de la bun început? Ești undeva pe... Da, ai spus-o la început, dar... Da, dar nu ți-am atras atenția, George. Am înțeles. Stop. Că te-am înțeles. Atunci erai tipul ăla care se uită doar la fizic și iarăși pe Arnaz aici. Mă, la bana mea. Tank, sunt ca un tank. Nu mă dobor, băiatul e blindat. Ne pune și noi melodia asta, pentru că e prea frumoasă să nu o puneți. Nu scuipam unde mâncat. Nu uita de unde pare, dar nu mai ajung până jos. Îmi pare rău, dar v-am luat înainte, mă căsătoresc. Așa, vreau să vă văd. V-ați făcut planul deja? Mulțumesc, poftă. Da. Hai că iei rubine dacă e. Da. Acasă. Puteți bine dacă e. Îți place de Marinescu? I-am dat-o ei. Păi și dacă nu-ți place de Marinescu, atunci care a fost scopul? Care a fost scopul? Dar să spun eu scopul meu? Păi ți-am zis care a fost scopul? Îți era frică să nu pleci acasă? Eu cu Marinescu am început să vorbesc de 2 săptămâni, când tu nu ai existat. De câte ori să-ți mai repet? Să vorbești ce? Am vorbit de 2 săptămâni. Dar nu are treaba aia, tu spui că tu nu-l placi pe el, ok? O auzi ce zice? Tu spui că nu... Da, mai devreme ai spus aia că îți place de el. Atunci care este scopul? Așa. Ce
place? Dacă nu-ți place de el, care este scopul Andreea, atunci? Andreea, cutia te cere. N-am niciun scop. Te cere cutia. Scopul a fost... Mai vrei? Baza, nu. Când era să fie cineva eliminat, s-a întâmplat acum două zile. Ce faci? Păi da, și atunci, fix atunci ai discutat. Eu cu Marinescu am început să vorbesc de acum două săptămâni. Și de ce n-ai vorbit din momentul în care cineva din casa băieților te-a pedepsit să-i pup pe ei, mi se pare, sau să faci pedeapsă cu ei, când vă jucați sticluța. De atunci ați început voi să vorbiți. Bine, așa. Și de ce n-ai... Tu, în acel moment nu existai pentru el. Și atunci de ce ai început să afirm lucrurile acelea, să se dea de înțeles că îți place de el? Care este motivul? Am afirmat de acum două săptămâni că e un bărbat frumos. Ce nu înțelegi limba română? N-am afirmat ieri, că trebuia să fie cineva eliminat. Am afirmat acum două săptămâni că tu nu existai. Apoi ai început să bagi râcă. Ba nu, eu existam. Acum două săptămâni existam. Eu existam ca să aceasta bag râcă. Să știi că mi iese dacă vreau să bag. Hai, te rog frumos, chiar te rog. Te rog frumos, dacă de atât ești tu capabil. Pe lângă tine se uita la mine în continuu, dar nu știu cum să-ți spun. Nu se uita, stai. Hai, lasă, vezi săptămâna viitoare când apare, săptămâna mai viitoare. Mai contează și caracterul. Mai contează și caracterul. Săptămâna viitoare când apare o să-ți arăt. Fata mea, nu ai caracter, din păcate. Eu? Nu ai caracter. Încerc să te dai bine pe lângă mine, să vorbești ok cu mine. Apoi vine, mi se și afirm niște lucruri. Care este adevărul? Nu. Care ești tu, de fapt? Bună și uite și la momentul actual, bună. Ba da, nu te instig. Tu ai început. Eu am două zile, tu ai început să mă faci falsă de când ai pentru că ai fost nu, de falsă. Când ai prins acea frică că Marinescu să nu te ridicat în picioare. Nu, nu mai punea bani pentru tine dacă nu era fată bună și nu ți mai dădea bani împrumut mereu. Dacă nu era fată bună. Da? Ce? O singură dată a fost la cine. Nu spune o singură dată, te rog eu frumos. Și nu am putut să plătesc cu cardul. Și de ce nu ești lucrurile acestea emisiune? Se pare că nu am bani. Andrada! Andrada! Andrada, stai cu mine. De ce aduci lucrurile acestea emisiune? Andrada! Să demonstreze că sunt fată bună. Asta vrea să demonstreze. Bine. Părinții mei îmi trimit pe card. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.